Agenția Națională de Administrare Fiscală a întreprins o serie de măsuri menite să sprijine atât mediul de afaceri, cât și persoanele fizice care au întâmpinat dificultăți la plata datoriilor pe timpul pandemiei până în prezent. Instituirea unor măsuri care au în vedere sprijinirea contribuabililor constituie un obiectiv important în politicile fiscale aplicate și în acest sens au fost elaborate și adoptate numeroase acte normative. Nu sunt multe, dar sunt foarte importante și au avut un impact foarte bun asupra încasărilor. Le-aș împărți în două părți. Facilitățile acordate în condițiile codului de procedură fiscală și facilități acordate în perioada pandemiei. Facilitățile acordate în condițiile codului de procedură fiscală, facilități normale, care se acordau și înainte de începerea pandemiei, se referă la eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani a debitelor sau 6 luni fără garanție, 5 ani până la 5 ani cu o garanție a debitelor în sumă de mai mare de 500 de lei pentru persoane fizice și mai mare de 5.000 de lei pentru persoane juridice. Pe perioada eșalonării, debitorii au obligația să achite rata la eșalonare, dar și obligațiile curente. Ordonanța de urgență numărul 6 din 2019 pentru restructurarea obligațiilor bugetare se aplică agenților economici, persoanelor juridice aflate în dificultate financiară și are ca scop evitarea intrării în insolvență. Se poate acorda pe o perioadă de maxim 7 ani. Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilul trebuie să notifice organul fiscal, să depună un plan de restructurare și să prezinte un dosar, așa numitul dosar al creditorului privat prudent, întocmit de un expert financiar. Deși pare o facilitate bună, ea nu este ușor de îndeplinit, pentru că pe toată perioada restructurării sau pe toată perioada pe care agentul economic a depus planul de restructurare până la 7 ani, va fi sub observația fiscului. Adică fiscul oricând poate să-i ceară documente, poate să-i ceară contracte, poate să-i ceară diverse acte, iar dacă la un moment dat agentul economic își revine, adică are încasări mari, alea, se poate trece la o altă formă de facilitate, cum ar fi eșalonarea la plată. Cea mai importantă facilitate fiscală pe perioada pandemiei de COVID-19 este eșalonarea la plată în formă simplificată. Eșalonarea pe o perioadă de 12 luni, de maxim 12 luni, fără garanție, a debitelor principale și accesorilor înregistrate după intrarea în starea de urgență. E foarte simplu. Deci se depune o simplă cerere și datoria se eșalonează. La fel și la restructurare și la această eșalonare simplificată, pe perioada cât ține eșalonarea, nu se începe sau se suspende executarea silită. Prin aceste măsuri au crescut încasările datorate la bugetul de stat, ezitând și o situație mai aparte când valorile penalităților a fost de 3 ori mai mari decât suma datorată, agentul economic plătindu-și prin aceste facilități contribuțiile, fiind scutit de aproximativ 600.000 de lei penalități.